Dar, doamnelor și domnilor, a doua mare explosivitate a serii, chestorul Liviu Vasilescu, șeful Inspectoratului General al Poliției, intervievat de Adina Anghelescu, explică secundă cu secundă ce s-a întâmplat în noaptea întâlnirii cu interlopii și cum a fost planificată această operațiune. De ce a fost nevoie de atâta timp ca să se iasă cu confirmarea întâlnirii pe care ați avut-o cu membrii din clanul Duduianu în noaptea de 18-9 august? De ce a fost nevoie de o perioadă de timp? Întrucât a fost o operațiune oficială a Poliției Române pentru a asigura prin orice mijloace, în cadrul legal, siguranța cetățeanului și ordinea publică. Ca orice operațiune, ea se desfășoară pe un timp îndelungat și nu se termină imediat. Trebuie să așteptăm toate datele pentru a finaliza și a trage concluziile necesare. Nu putem ieși în astfel de operațiuni în timp real pentru a comunica rezultate, date sau să dăm explicații. Să înțelegem că operațiunea așa numită, operațiunea Pian, nu s-a finalizat odată cu înmormântarea? Nu. Operațiunea aceea nu s-a finalizat odată cu înmormântarea și a mai continuat în diverse zone și cu diverse aspecte și în zilele următoare. În momentul în care ați fost chemat din concediu, v-ați gândit că este nevoie de dumneavoastră și pentru a merge la fața locului, pentru a interacționa cu membrii ai familiei Duduianu? Deci în dimineața zilei de sâmbătă, când m-am întors în București, după evaluarea și primirea datelor la birou, bineînțeles că am ajuns la concluzia că trebuie să merg în teren pentru a evalua datele și situația operativă și a vedea dispozitivele de ordine publică. De fapt, atât în ziua de sâmbătă, cât și în noaptea de sâmbătă spre duminică, am fost de mai multe ori în zona sectorului 5, verificând dispozitivele de ordine, stând de vorbă cu colegii mei, analizând și totodată verificând informațiile care veneau din diverse zone și din stradă, dar și de la parteneri, iar lucrurile nu erau tocmai pozitive. Din ce cauză a fost nevoie ca tocmai dumneavoastră, șeful Poliției Române, să ajungeți la această întâlnire de noapte pentru a discuta cu membrii familiei Duduianu și nu altcineva? Au fost mai multe variante de acțiune începând de marți. Marți, știți că la un moment dat au apărut inclusiv în mediul online aglomerări masive în zonă și atunci ne-am dat seama că pot să existe riscuri foarte mari. S-au luat măsuri începând de marți, nu numai din punct de vedere managerial, s-au întrerupt concediile, de exemplu, șefului de sector, adjunctului pe ordine publică, s-au dispus forțe suplimentare și au început să apară filtrele noastre și să executăm misiuni informativ operative atât în zona respectivă, dar și în toată țara pe baza informațiilor pe care le aveam. Dumneavoastră erați în concediu atunci. Eram țineați în concediu, legătura cu țineam colegii? Legătura cu colegii mei, stabiliseră o tactică, să spunem, o tactică care trebuia pusă în operă, să zicem, sâmbătă dimineața. Și anume urmau să fie făcute un număr mare de percheziții, dar vineri seara instanța nu a aprobat aceste percheziții și această tactică nu s-a mai aplicat. Rămânând în lucru să căutăm metode în care trebuia să nu avem
aglomerări mari de persoane. Aveam date că se urmărea să se împartă în zonă diverse pachete în diverse locuri unde nu puteam să ținem sub supraveghere și erau adunări de mulțime. Suntem în această pandemie în care nu numai că poți să iei fiind persoană lângă persoană, dar și prin transmisie, prin obiecte, pachete. Erau date că mulți din zona familiilor și nu numai a familiilor vor veni în București și atunci trebuia să luăm o decizie și să punem în practică altceva. Și atunci am zis elementul surpriză. Elementul surpriză fiind la momentul respectiv, în urma analizei, a fost să devansăm ora înmormântării ca tot ce pregătiseră fiecare să nu mai fie aplicabil. Ați avut ok-ul acestei întâlniri de la vârful Ministerului de Interne? Da, a fost o operațiune și am spus oficială. Și orice operațiune oficială a Poliției Române este concretizată în toate documentele și, bineînțeles, raportată, și, dar nu putem spune întâlniri sau neîntâlniri. În toată ziua de sâmbătă v-am spus că am fost în zonă. Am fost în zonă, m-am întâlnit cu diversi colegi, iar în cursul nopții... Cu cine v-ați întâlnit din trei membrii familiei Duduian? Deci începusem să vă spun că m-am întâlnit cu colegii și în toată ziua și seara, iar noaptea am trimis un mesaj ca un reprezentant al familiei să vină, că să-i se transmită că înmormântarea trebuie să înceapă la ora 8. Că nu putem permite să avem aglomerare de persoane, să iasă poate lupte de stradă, scandal și mai ales transmiterea virusului, iar rezultatul este că nu a fost nici scandal și nici nu am avut îmbolnăviri în masă. Știți că media s-a vehiculat că vor fi cam 3.000-3.500 de persoane la mormântare plus sute de persoane la pomană sau în cimitir. Ok, revenim la întâlnire. Pentru că este, hai să spunem, un element care a atras atenția presei în ultima săptămână mai ales. Cu cine anume v-ați întâlnit? A fost unul? Au fost doi? Au fost patru? Deci, și unde a avut loc discuția? Pentru că tot timpul se spunea la biserică, în curtea bisericii. Inițial s-a spus că întâlnirea a avut loc în casa lui Pian. Întâlnirea a fost în zona rondoului, n-a fost o întâlnire propriu-zisă. Am cerut să fie adus un reprezentant al familiei. I-am comunicat foarte clar că la ora 8 trebuie să fie înmormântat. Noi nu negociem. Deci n-a avut loc o negociere. Nici nu s-a discutat, nu negociem. Și a sunat ca un ordin, să spun. Cum vreți dumneavoastră să se înțeleagă, am zis la ora 8. A fost, vă întreb. A fost o dispoziție, să spunem așa. La ora 8 trebuie înmormântat, întrucât există foarte multe riscuri și pe familie, și pe persoane, și pe zonă, și pe toate astea. Persoana respectivă s-a dus, a sfătuit cu alți membri ai familiei, au mai venit, cred că, 2-3 persoane, le-am spus același lucru, au spus că au înțeles, nu s-a discutat cum poate vrea lumea să creadă, rugăminți, negocieri, paranegocieri, nu, li s-a transmis. Poliția a spus că la ora 8 să fie mormântat. Și cu reprezentanții bisericii, dumneavoastră, tot dumneavoastră ați luat legătura sau altcineva? Din și, punctul de comandă. Și eu și cred că și de la Poliția Capitalei, întrucât nu numai cu reprezentanții bisericii în noaptea aceea, s-a luat legătura și cu reprezentanții jandarmeriei și au fost și ei puși la curent că se schimbă ora
de mormântare, vreau să subliniez că nu m-am ascuns sub nicio formă, da? Am fost pe acele zone după ce am discutat cu ei și cu jandarmii, cu reprezentanții jandarmii la telefon, m-am dus, am mai verificat câteva posturi, am chiar fost oprit într-un filtru, am băut cu băieții o cafea, am discutat mai multe. Deci nu v-ați ascuns de camerele de luat vederi? Știați că există camere de luat vederi, da? Sunt nicio formă. Deci știați că sunt camere de luat vederi? Dacă vroiam să mă ascund, mă ascundeam de camerele de luat vederi. Nu stăteam în stradă, stăteam în mașină, veneam cu, nu cu mașina oficială. Nu. Dar nici nu s-a pus problema că o să fie, să fie o acțiune ascunsă. Sunt acțiuni care se fac. Noi, de exemplu, de Paștele Blajinilor, când erau tot date că se vor strânge foarte mulți în cimitire, cu grătare, cu riscuri pandemice și cu toate astea, ne-am întâlnit cu reprezentanții romilor și am pus la punct strategii. De fapt, reprezentanța etniei sunt în atopuri, țin legătura cu șefii de IPJ-uri, țin legătura chiar cu mine unii. Și nu numai în Paștele Blajinilor, au fost zonele carantinate de la Buzău, în care a trebuit să explici populației de etnie de ce trebuie să stea în casă. Noi poate ne-am făcut mai greu înțeles și atunci a venit reprezentantul lor, a stat de vorbă cu fiecare și a convins de ce trebuie să fie în casă, de ce trebuie să facă analize. Domnul chestor principal, s-a finalizat operațiunea acum? Deci gata sau încă există monitorizare? Nu pot să vă răspund. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc.